Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorrider. Iar astăzi începem din nou un nou vloguleț, așa cum am spus și în episodul trecut, mult mai repede decât cele de dinainte. Așadar, ne-am decis la un vlog odată la 3-4 zile, exact cum mi-a scris voi în episodul trecut. Aceasta a fost cea mai mare proporție de mesaje, adică să facem un vlog odată la 3-4 zile. Cum am vorbit și în episodul anterior, a rămas că astăzi facem o listă a ceea ce vom face noi în sezonul 2022 pe motocicletă. Sezonul ăsta, moto, gen. Da, e sezonul. Deja cred că suntem la al patrulea sezon împreună și mă bucură treaba asta, pentru că s-au legat tot felul de prietenii între noi, s-au făcut tot felul de grupulețe și pot să fac pe viitor și un episod despre chestia asta, referitor la toată istoria și cum mi se pare mie viața asta de motovlogger de când am început să fac motovlog până acum. Dar revenind la lista noastră, ceea ce vreau eu să fac anul acesta, dragilor, și sper din tot sufletul să le reușesc pe toate, pentru că sunt foarte multe și m-am ambiționat și vreau, într-adevăr, vreau să le fac pe toate. În cap de listă avem, de fapt, înainte de a începe să vă spun toate lucrurile astea și ce vreau eu să fac mai exact în sezonul ăsta, aș vrea să vă spun că o să las în descriere și un formular în care găsiți actualizat în timp real de mine ceea ce am reușit să fac din ceea ce vă enumăr și nu numai astăzi. E posibil să uit câte una, două chestii de pe acea listă și o să le găsiți acolo pe toate. Nu chiar pe toate, pentru că mai sunt anumite proiecte pe care nu aș vrea să le spun încă de pe acum, dar cu timpul le voi actualiza acolo. Primul lucru pe care vreau să-l fac, și mă refer aici la modul serios că vreau să-l fac, sunt review-uri la motociclete. Review-uri la motociclete atât vechi cât și cele noi, review-uri la motociclete, cel puțin 10 review-uri la motocicletele noi și cel puțin 10 review-uri la motociclete vechi. De unde motociclete vechi? Ei bine, vom da anunț atunci prin țară și vom vedea ce vom găsi. Aș mai vrea să fac review-uri pentru motociclete de 125, pentru că știu că printre voi se numără foarte, foarte, foarte mulți care vor să dea de a unu și nu știu exact ce motocicletă să-și achiziționeze, și atunci o să merg să adun de prin țară review-uri la oameni care dețin motociclete de 125, dar și părerea mea sinceră despre acele motociclete de 125. Pe altă ordine de idei, aș mai vrea să dau drumul proiectului Plimbă o Vedetă, pentru că este un proiect al meu de suflet. Aștept de, cred că, 2 ani de zile, 3 ani de zile să-l fac, dacă nu mai bine. Și am trimis mail-uri, am obținut tot felul de sponsorizări, tot felul de promisiuni. Așa că, de ce nu, sezonul ăsta sper eu să-i dăm drumul și chiar aș fi curios să-mi lăsați acum în comentarii ce vedete ați vrea voi să vedem pe motorul lui Motorrider. sună puțin amuzant asta, dar de ce vreau să fac lucrul ăsta cu Plimbă o Vedetă? Pentru că e într-adevăr o contribuție am și eu asupra motociclismului, mă refer ca și motovlogger. În schimb, sunt oameni din tot felul de domenii și de asta m-am referit mai exact la vedete, pentru că sunt oameni din tot felul de domenii care au prize la publicul țintă pe care l-au ei și le putem arăta și lor ce înseamnă să fiu un motociclist, care sunt riscurile, pentru că și astea trebuie arătate, și nu în ultimul rând să ne mulțim, pentru că asta vreau să fac mai exact prin acest proiect. Vreau să promovez motociclismul în România și vreau să le arăt și altora cât de frumos este să ai o motocicletă, să te plimbi
și să fii liber, așa cum spunem noi. Un alt punct de bifat pe acea listă sunt vlogulețe cu Raz, cu Poc-Poc. Și aici iarăși v-aș ruga pe voi să-mi dați mai multe idei de dual vloguri cu motovlogger. Ce alți motovloggeri ați mai vrea voi să vedeți în vlogurile mele? Puneți stop acestui videoclip, scrieți acolo un comentariu și haideți să vedem ce alt motovlogger putem să mai aducem la dual vlogurile noastre. Nu contează cât de mare este acel motovlogger, nu contează cât subscriber are, cât de mic sau nu contează. Ce ați vrea voi să vedeți acolo și de ce? Pe lângă Poc-Poc, abia aștept să mă văd cu Poc-Poc și să fac din nou un dual vlog cu el. Aș mai face și cu alți motovloggeri de prin București și împrejurimile Bucureștiului, pentru că într-adevăr este destul de greu să ajungi un Cluj, să faci un dual vlog cu cineva din Cluj, dar poate se nimerește cineva din Cluj și într-o vacanță, sau eu zic într-o tură pe aici. Dacă nu, s-ar putea să ne vedem chiar la vară, pentru că vreau să fac țara asta, iar asta este următorul punct pe care vreau să-l bifez. Urmează să fac trasee prin țară, cum mi s-au părut mie traseele alea și ce rute sugerau eu pentru plimbări, pentru că vreau să merg mai prin toată țara asta. Nu zic neapărat sezonul ăsta, că evident că n-am cum, dar în următorii ani chiar vreau să merg prin toată țara cu prietena mea. Așadar, vloguri din țară, un alt punct pe care trebuie să-l bifăm. Începem un nou playlist, lucrăm și la playlisturile trecute, așadar se adaugă pe listă și câteva videoclipuri, să zic eu cel puțin 3 videoclipuri despre Why We Ride, făcute în sezonul ăsta. Perfect, mă, perfect, bravo. Aici se oprește. Și adăugăm pe lista asta acele, să zic eu, cel puțin 3 videoclipuri de Why We Ride. Mai adăugăm un playlist nou în colecția noastră despre mersul prin țară, trasee prin țară și, să zic eu, aventurieri, așa, pentru că o să fie un dual vlog cu prietena mea, unul, mai multe de prin țară și vor fi destul de amuzante, pentru că, da, așa suntem noi, mai pe veselie, așa, pune mâinile pe ghidon. Și abia aștept să fac lucrurile astea. O să păstrăm același format de vlog, dacă nu puțin modificat, și aici mă refer la acele chestiuțe pe care le pun eu pe ecran, cum vedeți aici, stânga, jos, dreapta, sau ați văzut și în alte videoclipuri despre viteză în timp real, cât de mult mă aplic și așa mai departe, telemetrice se numesc acestea. O să păstrăm același format, pentru că este un format pe care l-am dezvoltat și sunt mândru de acest format. Chiar îmi place, pentru că suntem singurii din țară care au totuși un astfel de format dezvoltat pe canal și personalizat special pentru ceea ce facem noi. Formatul, deci, dragilor, rămâne la fel. Eu rămân același, nu m-am schimbat. Vom mai face vloguri în acest sezon despre anumite curiozități, cum ați văzut vlogul despre curiozități, totul despre A1, totul despre A2 și așa mai departe. Curiozități moto și nu numai. Vom face și aceste episoade pentru că sunt destul de educative și au fost foarte bine primite de voi. Un alt punct pe care trebuie să-l bifăm anul acesta sunt vlogurile cu review-uri la echipamente. De ce? Pentru că siguranța contează pe motocicletă. În momentul în care te urci pe motocicletă, ceea ce este cel mai important în momentul în care te urci pe motocicletă nu este libertatea și senzația ta de libertate, ci siguranța. Pentru că degeaba te simți tu liber și foarte bine dacă nu ești în siguranță sau se poate întâmpla ceva rău. Cel mai bine este să fii în siguranță și după care vine și sentimentul și frumusețea de libertate. Așa, dragilor, cam astea sunt chestiile pe care aș vrea eu să le fac în sezonul ăsta. Pe lista așa enumerate nu sunt multe, dar într-adevăr necesită timp investit. Asta o să dureze ceva, adică deadline-ul ăsta pe care mi-l pun eu după lista asta
este undeva la sfârșitul sezonului moto de anul ăsta. Dacă mai aveți și voi vreo idee de ce să punem pe această listă de idei de activități, scrieți acolo în comentarii ce vă trece prin cap, orice, absolut orice, și comic și orice și imposibil, orice vreți voi. O să iau în considerare, o să răspund la toate mesajele. Nu uita să fii și tu un motorider de pe www.motoridershop.ro. Vă mulțumesc vouă care mă susțineți pe acest canal, sponsorilor, iar motorider pentru tine, până data viitoare, numai bine! Pa!